Salut, eu sunt Mihai Lupu, sunt medic dermatolog în București. În acest material vreau să vă arăt cum se îndepărtează firele de sutură, astfel încât să vă treacă frica de această procedură. În urmă cu 2 săptămâni i-am scos acestei paciente un nef de pe toracele posterior, iar astăzi trebuie să îndepărtez firele de sutură. Încep prin îndepărtarea stripurilor, hârtiuțelor care au fost fixate drept pansament peste plaga postoperatorie și curăț plaga cu soluție antiseptică până când toate urmele de lipici au fost îndepărtate. Acum putem vedea foarte clar firele de sutură, care sunt practic niște bucle trecute prin piele și înnodate la suprafața ei. Procedura de îndepărtare a firelor de sutură este nedureroasă. Tot ce puteți simți sunt niște pișcături. Se fixează firul cu o pensă, iar cu o lamă foarte ascuțită se ciupește bucla astfel încât firul să fie eliberat din piele. Rând pe rând îndepărtez toate firele de sutură, mai șterg încă o dată plaga cu soluție antiseptică. Iar la final aplic peste zona de unde am scos firele de sutură o cremă cicatrizantă și reparatorie. Acesta este ultimul pas și procedura de îndepărtare a firelor de sutură a luat sfârșit.